Bună ziua! Declar ședința deschisă de pe 31 august 2022. La prezență suntem 7 consilieri prezenți și 4 online, 2 consilieri absenți. În prima fază supun la vot procesul verbal din ședința anterioară, din 28.07.2022. Dacă sunteți pentru... Eu mă abțin. Da. Mulțumim. Și trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind... Ordinea de zi, da. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Comunei Ghimeș-Făget, avizează Comisia 3. Are aviz favorabil. Aici s-a discutat despre ce este vorba. Luăm dintr-un loc, punem în alt loc. E... Dacă vrea domnul primar să explice mai clar, dacă doriți. Dar cum am explicat și în comisie, sunt niște sume mai mici, de exemplu la investiții, 50.000 de lei a rămas din investiția cu iluminatul public, mutăm la canalizare, având în vedere că canalizarea am câștigat-o prin Salini și o să avem nevoie de bani acolo și atunci am mutat. Ăsta de exemplu. Sau la cheltuieli cu materialul, cu motorina. Motorina, având în vedere, s-a scumpit la început de an. Nu am prins destul bani și acolo, atunci ne lipsea 10.000 de lei. Am băgat acolo 10.000 de lei. Adică sunt niște mutări dintr-un cont în alt cont. Dar, cum am explicat și în ședința de comisii, nu cred că are cineva ceva de... Înainte de votul pentru proiectul ăsta, să supun la vot ordinea de zi, ce am mutat. Dacă sunteți pentru... Mulțumim. Da, și acum proiectul despre care am vorbit adineaur, cu bugetul, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare materialele NOS de lucru pentru refacerea construcțiilor afectate de incendiul de la Mănăstirea Tărcuța, avizează Comisia numărul 1. Avem aviz favorabil. Aici, în ședința anterioară, am discutat despre ce e vorba. Am rămas la cantitate de 50 de metri cub de lemn de lucru pentru Mănăstirea Tărcuța, care, din păcate, a suferit un incendiu. Supunem la vot. Cine este pentru? Da, fără probleme. Mulțumim. Următorul punct, proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere spațiu din cadrul clădirii Primăria Veche, înscrisă în inventarul domeniului public al Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău. Avizează Comisia numărul 2, inițiator primarul Comunei. Aici știți despre ce e vorba cu vechea primărie, un sediu pentru bancă. Dacă reușim, în prima fază suntem în discuții cu ei, cu CheckBank-ul, dacă reușim să-i aducem aici, dar trebuie să facem primii pași. Dacă aveți întrebări în legătură cu asta, supunem. O parte a corpului, nu? Da, o parte. 35 de metri pătrați. Suntem în partea spre școală. Spre școală. Da, da. Acolo trebuie probabil o intrare separată. Că asta o să spun. Siguranță tot acolo. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției servicii de dezăpezire sezon rece 2022-2023 pe drumurile DC-141 Răchitiș, 142 Tărăuș și drum sătesc Aldămaș, avizează Comisia numărul 3. Inițiator, moa. Aici, dacă aveți întrebări. Păi, întrebări nu sunt decât, am înțeles că se scoate să se vadă dacă se înscrie o firmă, nu? Da. Așa. Dar până atunci trebuie să... Da. Mai trece lună, două, trei, unele materiale și da, încercăm să le
Să le pregătim și anul anul. Noi ne pregătim cât ne putem și anul trecut ne-am pregătit cât am putut, dar... Atât, adică da. Noi și așa să fim preventivi cât se poate. Da. Utilaje și așa da. Avem, dacă e necesar, nu se știe cum continuă documentarea. Da, cum o să fie treaba cu... Da, treaba poate să nu vine nimeni sau eu știu. Da. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local și al primarului Comunei Ghimeș-Făget în Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ Liceul Tehnologic Făget. Avizează Comisia, mă rog, 1. Aici este vorba de comisia care a fost și anul trecut. Eu aceiași membri am lăsat, care era și anul trecut, reprezentanții din Consiliul Local și din UAT. Dacă aveți întrebări sau aveți alte propuneri pe care să punem sau vrea cineva un consilier sau cu cea mai mare plăcere, așteptăm. Dacă nu, atunci supunem la vot. Cine este pentru? Nu te pun pe listă, poți să-l atunci? Nu. Nu. Ia-ți. Ia-ți. Mulțumim. Aceeași treabă, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local și al primarului Comunei Ghimeș-Făget în Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ Școala Doni Gargai. Avizează Comisia numărul 1. Deci și la Doni am propus să rămână tot colegii noștri care au fost și anul trecut. Dacă aveți ceva de adăugat, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Avem abținere, avem două, nu? Da. Da. Deci mai avem un proiect suplimentar pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local 134 pe 2021, privind aprobarea actului constitutiv al Legii Publice Locale Ocol Silvic Ghimeș-Făget era, avizează Comisia numărul 1. Depozitări. Codul caiet depozitări. Da, codul caiet depozitări, că nu a fost completat și ne cere la ORC ca să fie completat. Da, și depozitul nu o să fie aici la piață, o să fie în Ghimeș acolo, în sala Ghimeș, spatele fabricii, foste fabrici. Deci aici știți despre ce este vorba. Supunem la vot. Cine este pentru? Da. Mulțumim. La diverse o să rugăm pe doamna Puturoacă să ne prezinte un pic raportul de activitate a alcoolului. Bună ziua! Bună ziua! Începem cu ce ne dorea cel mai tare, lemnul de foc pentru populație. Să vă aducem la cunoștință că în data de 25-6, noul șef de Ocol Antal Levente a publicat anunțul pe SICAP. Între timp s-a încheiat și procedura pentru prestări servicii exploatare forestiere. S-au scos 20.995 metri cubi, au participat 7 firme la procedură, s-au calificat numai 6. Cele 6 firme au contractat un volum de 16.748 metri cubi. S-au semnat contractele, o să înceapă începând cu 5-9-2022 exploatarea forestieră pentru masa lumnoasă aferentă populației. Imediat o să deschidem puncte de lucru la ONRC, o să aducă lemnele din pădure în depozit și o să meargă listele în continuare. Asta am vrut să vă aducem la cunoștință. Deci, pentru că la începutul anului 2022, domnul Ordean Simeon, fostul șef de ocol al ocolului, a publicat dumnealui un anunț pe SICAP pentru achiziții, servicii, exploatare forestieră. Ulterior, tot dumnealui l-a retras. Și noi am rămas anul acesta în aer, fără exploatare forestieră, până în 5-a 9-a. Acum,
Vă prezentăm sumar un raport al activității Consiliului de Administrație pentru primul semestru al anului 2022, respectiv de la 1 ianuarie până la 30-a 6-a. Acesta v-a fost trimis, de fapt noi l-am trimis către o să fie public pentru toată lumea, pentru toți consilierii, o să pună... Da. O să fie publicat și pe site-ul primăriei și o să fie public pentru toată lumea raportul respectiv. Dar, doamnă... O să vă spunem sumar... Sumar, ca să nu... Da? Că are mai multe pagini, nu are rost. Activitatea Consiliului în semestrul 1 al anului 2022. Consiliul de Administrație și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile legale, întrunindu-se lunar în ședințe ordinare și ori de câte ori a fost nevoie în ședințe extraordinare. S-au convocat în acest interval 14 ședințe, convocarea a fost făcută prin e-mail cu respectarea termenelor legale și acordul tuturor membrilor. La ședințele noastre a fost invitat și șeful de OCOL, care a fost la timpul respectiv, între acesta nu a anulat invitațiile și a răspuns insuficient sau deloc la solicitările noastre. Dezbaterele din fiecare ședință au fost consemnate în procesele verbale. În semestrul 1 al anului 2022 au fost adoptate un număr de 14 hotărâri. Cele mai importante referându-se la: am contractat servicii contabile externalizate începând cu data de 25.1.2022 pentru o perioadă de 12 luni. Am semnat contractul cu această firmă, deoarece șeful de OCOL nu a dorit acest lucru, deci dumnealui nu a dorit să semneze contractul și l-am semnat noi. Am întocmit o procedură de evaluare a personalului angajat în cadrul repele. Am externalizat serviciile pentru cercetarea disciplinară a șefului de OCOL, Voltean Gabriel Simion. Am avizat execuția bugetară pe anul 2022-2021 cu amendamentele și am avizat bugetul pentru anul 2022, menționând că acestea două au fost înaintate de proprietar către Consiliul de Administrație, nu de către conducerea executivă. S-a desfăcut disciplinar contractul de muncă a angajatului Voltean Gabriel Simion, șef de OCOL al regiei, s-a revocat din funcție dumnealui, s-a numit un nou șef de OCOL interimar pe o perioadă de 6 luni, domnul inginer Antal Evente, am înregistrat pe acesta la Registrul Comerțului, am contractat serviciile unui avocat pentru a reprezenta în instanță interesele regiei în dosarele existente pe rol, pe care am uitat și numărul. Am cerut informații și am făcut analize în funcție de documentația primită. Prin convocatoare trimisă către șeful de OCOL au fost solicitate o serie de documente sau informări pentru a ne desfășura în bune condiții ședințele lunare, cât și să avem o imagine cât mai fidelă privind activitatea regiei, dintre care enumerăm câteva primordiale la care nu s-a primit răspuns din partea șefului de OCOL. Deci nu am avut cunoștință. Raportul de activitate ale regiei pentru anul 2021, cât și semestrul 1 al anului 2022, situația acordării lemnului de foc pentru populație, situația punerii în valoare a masei lemnoase provenită din dobărături și nepusă în valoare până la zi, încălcarea limitelor și situația infestărilor cu ipide a fondului forestier, situația la zi a contractelor de masă lemnoasă, cât s-a contractat, încasat, exploatat. Firma de contabilitate contractată pentru refacerea și reconstituirea evidenței contabile conform măsurilor ANAF a solicitat opisarea și predarea către ei a documentelor existente în cadrul regiei pentru anul 2018 și 2019. Șeful de OCOL, Voltean Gabriel Simion, a refuzat opisarea de către angajații regiei și nu a dorit să predea pe bază de opis și dosarele pentru refacere. Atunci, membrii CEA au procedat la așezarea, opisarea documentelor contabile și am predat către firma de contabilitate împreună cu doi angajați care s-au conformat voluntar, domnul Voltean Daniel și doamna Coxal Maria, care ne-au ajutat. Colcer. Colcer. Scuzați. Comunicări. Membrii ce au întocmit două comunicări publice pentru a infirma relatările din spațiul virtual postate de domnul Voltean Gabriel Simion, respectiv în 29.3 și 6.4. Am întocmit adrese cu răspunsuri la solicitările autorității publice tutelare, am întocmit adrese răspunsuri pentru regie și pentru șeful de OCOL în special, am întocmit răspunsuri la solicitările parchetului de Înalta Curte de Casație Justiție, ANAF, conform documentației existente în cadrul CEA-ului.
Am ridicat documentele printr-un reprezentant al Consiliului CEA, documentele de la Parchetul București, și au fost depuse la Arhiva Regiei, șeful de Ocol refuzând preluarea acestora în cadrul unității. S-a întocmit și înaintat către comisie documentația pentru cercetarea disciplinară a angajatului Oltean Gabriel Simion, șef de Ocol în cadrul RPL, ce a conținut un număr de aproximativ 110 anexe. Au fost comunicate de către Comisia de Cercetare Disciplinară raportul final și hotărârea luată, toate fiind luate la cunoștință și dezbătute în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație. S-a comunicat domnului Oltean Gabriel Simion decizia de încetare a contractului de muncă și hotărârea de revocare, cât și faptul că este așteptat în data de 10.06 să stabilim un program de predare a arhivei și dispozitivele și documentele cu regim special. Însă acesta nu a dat cu solicitării, fapt pentru care, începând cu data de 10.06 și ulterior în 14.06, am procedat la opisarea arhivei Ocolului conform informării anexate la prezentul raport. Evidența contabilă pentru semestrul 1 anul 2022. S-au întocmit lunar evidențe contabile, dosarele sunt corecte, complete, sunt la Ocol. S-au depus raportările semestriale și un exemplar a fost deja trimis către dumneavoastră. Datele informative din contul de profit și pierdere la data de 30.06.2023 stă după cum urmează. Am avut venituri totale 2.826.957 de lei, am avut cheltuieli totale 1.887.959, am avut un profit brut 938.998, am plătit un impozit pe profit la stat de 150.622 de lei, iar profitul net la 30.06.2022 este de 788.376 lei. Din care, la finalul anului, după depunerea situațiilor financiare, 90% o să revină UAT-ului, 10% o să rămână la Ocol. În anul, avem și un comitet de nominalizare și remunerare, care a desfășurat o singură ședință în data de 3.1.2021 și a întocmit un raport pentru anul 2021, ce îl avem ca și anexă. Prezentul raport rugăm să fie publicat pe site. Acum avem anexa, comunicarea CEA-ului către autoritatea publică tutelară. În urma deciziei hotărârii numărul 11 din 3.6.2022 și a hotărârilor de revocare și denumire a noului șef de Ocol numărul 12 din 9.6 și 13 din 9.6 a fost necesară analiza situației RPL OSG Gimeș-Făget. De la angajați am aflat că domnul Oltean Gabriel Simion nu se va prezenta la serviciu în perioada de 45 de zile de preaviz și nu va face predarea documentelor către persoana numită ca nou șef de Ocol. În această situație, membrii CEA, în data de 10.06, în prezența unui observator desemnat de proprietar, au procedat la sigilarea dulapurilor și fișetelor din incinta RPL OSG Gimeș-Făget, precum și a celor două intrări. La data de 14.06, asta 10 fiind într-o bine. Și pe data de 14, în prezența unui membru CEA și a unui observator desemnat de proprietar, am desigilat intrările, s-a dispus inventarierea de către toate compartimentele a tuturor dosarelor. Au rămas sigilate două dulapuri din biroul șefului de Ocol, în care se presupune că ar fi dispozitive de marcat și documente cu regim special, deci noi nu am intrat la acelea. La această dată, prin adresa 68, CEA-ul a informat Garda Forestieră Suceava că s-a desfăcut disciplinar contractul individual de muncă a domnului Oltean Gabriel Simion și că acesta nu a predat dispozitivele de marcat cu regim special. De asemenea, brigadierii Bărsangelu și Gârbea Andrei au informat verbal Consiliul de Administrație că șeful de Ocol le-a predat dispozitive de marcat pe baza de delegație și că le dețin în prezent și nu au cui să le predea. Inventarierea documentelor. Început cu data de 14.06, s-a început inventarierea dosarelor, până în prezent situația fiind următoare. S-au inventariat toate dosarele din biroul șefului de Ocol, cu excepția celor două dulapuri sigilate. S-au inventariat dosarele de la secretariat, cultură, bază, fond forestier și o parte din dosarele compartimentului resurse umane. Nu s-a inventariat arhiva aflată lângă sala de ședințe. Punctul 2. Camerele de la vedere.
La sediul RFL Oseg Dimeș-Făget sunt montate 9 camere, în la sediul nostru, aici în spate. Avem 7 camere interioare și 2 exterioare. Ce a dispus schimbarea barelor de acces și salvarea înregistrărilor de pe aceste camere. De această operațiune s-a ocupat reprezentantul firmei care a instalat sistemul de supraveghere audio-video conform contractului pentru schimbarea credențialelor și descărcarea fișierelor din perioada 7-6-9-6. Din aceste filmări reiese că în data de 8-6-2022, după primirea deciziei de sancționare disciplinară, domnul Dan Gabriel Simion a intrat la ora 22:55 în sediul RPL și a acoperit cu o hârtie camera din biroul șefului de ocol, cât și cea de la secretariat, aceste hârtii fiind înlăturate a doua zi la ora 11. Doamna, nu mă bine. Eu nu cred că chestia asta. Nu cred. Noi, odată cu acest proces verbal, am predat către autoritatea tutelară, către cei doi reprezentanți, dispozitivul în care s-au stocat aceste informații. Eu nu cred că s-au acoperit camerele. Doamna secretar, aduce sus laptopul și cu dispozitivul. Măcar una dintre ele, dintre filmări. Să vadă și consilierii despre ce e vorba. Acolo sunt mai multe filmări. Noi am dispus sistarea înregistrărilor video și audio, pentru că erau și video și audio, în interiorul RPL, întrucât au fost montate fără consultare prealabilă și fără consimțământul angajaților. Doamna, aici vă întreb. Înăuntru, dar camere de luat vedere pe Târhuș, Bulovăniș, Șanț... Alea sunt rămase la fel cum erau și până acum. Înregistrează, se folosește. Se folosesc, nu mai sunt online pe YouTube, deoarece noi am primit informări de la pădurari, pentru că oamenii se uitau pe camere cine avea de mers în pădure și a văzut coboară pădurarul, am plecat în urma lui. Și în felul acesta, domnii pădurari nu au mai dorit să fie publice camerele de la vedere. Dacă cineva dorește să vadă, ele sunt salvate, merg în continuare și sunt stocate exact cum mergeau și până acum. Și au observat pădurarii că ei sunt urmăriți, adică fondul vreze, ei sunt urmăriți pe camere. Când a coborât, atunci a putea să meargă... Plecau cineva, da, îl vedea când coboară de pădurarii. Urmărirea se poate face și când treci prin fața porții cu ei, de exemplu. Deci asta nu e o scuză 100% întemeiată. Da, pentru că respectivii poate să treacă, deci majoritatea care se ocupă, să zicem, să mai ocupă, că din câte se știe, cred că din 5 mai puțin. Dar care se ocupă, pădurarul trece în fața porților. Da, acum... Deci nu-i 100% întemeiată treaba asta. Că era online, era o chestie care se vedea, de exemplu, se mai vedeau și mai erau unii care se autosesizau. Am văzut de multe ori, am văzut de multe ori cazuri în care s-au sesizat unii, alții, că au trecut mașini și nu au văzut poate cine trebuia să vadă. Adică și pădurarii poate mai făceau fel și fel de... Adică, sau nu erau pe fază. Deci treaba e, da, undeva... Dacă noi în ședință o să zicem că trebuie pus pe YouTube toate, o să pună pe YouTube, că de fapt noi suntem proprietari și atunci ședința viitoare, da, punem în... Că face două click-uri și merge, gata, atât. Fără ce trebuie discutat. Am spus că nu-i 100% întemeiată. Corect, asta știm. Da. Tot timpul sunt două părți care... Cât e până să găsească doamna? Nimic e colateral. Că am rămas așa surprins. Ați pornit? Să vedem? Da-ți acolo porni. Lasă-mă așa. Nu-l pornim. Nu e obisnuit.
mergeți mai încolo ca să vadă și camera. Nu, 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 așa, așa. Mai. Nu, așa. Nu, cu ăla. Da. Nu dăm atât de data aia. Da, așa? A ținut un pic. Așa? Da, da, ca să cărucește. A, așa. Se vede pe camera? Perfect. Am rămas un pic surprins. Nu un pic foarte tare. Și noi la fel. Deoarece așa a considerat dumneavoastră că asigură transparența în instituție. De ce nu și-a publicat și asta pe Facebook? Și am vorbit de un an jumate pentru transparență. Asta e transparența, nu? Și oamenii au crezut că e transparență. Uitați, până la capăt. După aia mai... Fiecare și-a sumă. La un moment dat, da. Da, nu are ce. Putem să continuăm. Închideți, închideți că avem, avem și altceva. Adică, și acum vorbim de transparență, am vorbit de transparență, am zis la lume că la noi e transparență și Consiliul Local nu vrea transparență. Așa a fost zis. Eu n-am nimic de comentat, să decidă lumea acum, că poate să vadă pe filmarea asta, unde e transparența. Da, și mai vorbim de... Și o să intrăm și acolo, că toți ziceau că nu există documente la Ocol, că nu este. Că... Domnule, dacă odată ce ai oprit tu camera înăuntru, unde au dispărut documentele atunci? Și-a plecat la 5 dimineață. Deci a intrat la ora 22:55, a plecat la 5 dimineață. Vine un control de la o altă instituție a statului, vine și cere de la Consiliul de Administrație și... șeful interimar cere niște documente și n-are de unde să scoată documentele, dacă a fost, presupunem că a fost puse. Nu? De la 10 și deci dimineața la 5 o pleca din sediu. Da, da. Și a dezlipit camera. Și de două o să mai găsiți pe filmare, dacă o să vă mai intereseze și alte lucruri interesante. Dar asta dumnealui Dar, mulțumesc frumos! Puteți să continuăm. Amenajarea pădurilor. Încă nu că... Spuneți, vă rog. Dacă erau documente care trebuiau puse la dispoziție de către fostul șef de Ocol, trebuiau cerute lui. Noi l-am cerut, l-am înștiințat, i-am dat mail să vină. Nu a dorit dumneavoastră să vină. Nu mă gândesc că este o procedură. A lăsat, care a lăsat cheile pe birou domnului Oltean, domnul contabil, și a spus că el nu mai vine, nu mai interesează. N-a predat nici măcar documente cu regim special silvic, care erau imodată în atribuțiile dumnealui să le predea. Mulțumesc. Dar o să găsiți pe filmări, dacă mai doriți, cum pleacă cutii din cadrul Ocolului, împreună cu angajația Ocolului, cu nevasta angajatului, asta, dacă o să doriți și o să ajungem și la altele, în instant. Atunci o să fie. Pentru că la ANAF nu s-au predat toate documentele, la ANAF dumnealui nu a vrut să semneze niciun proces verbal și am fost sancționați ulterior. Și pentru că nu am colaborat. Este un motiv. Pentru ce am luat sancțiuni? Nu. De ce nu a semnat? Sau de ce nu a prezentat? Asta nu a venit, numai dumnealui poate. Asta numai dumnealui și... Am fost chemați și noi la Bacău să fim martori că dumnealui nu dorește să semneze de control. Amenajarea pădurilor. Știm că la nivelul Ocolului Silvic avem două amenajamente, UB1 și UB2. UB1 expiră la finalul anului 2023 și UB2 la finalul anului 2025. Este necesară demararea procedurii de întocmire a amenajamentului care expiră. Până acum noi nu am găsit și nu avem cunoștință că s-ar fi demarat o procedură. Am științat nou șef de Ocol, a luat legătura cu o firmă să vedem cât ne va costa un nou amenajament și să facă demersurile necesare. Prin adresa 2607 avem
prezentată situația aplicării amenajamentelor în ceea ce privește UB1 și UB2. O să le aveți și dumneavoastră, vi le-am trimis în ministru acum. Da? Da? Aplicării pe an. Prin adresa 2606, la fel aveți adresa trimisă, CAO-ul a fost informat. Deci adresa este 2606 din 17-a 6-a. CAO-ul a fost informat cu privire la suprafețele afectate de dobărături de vânt și atac de ipide, care trătuiesc împădurite după finalizarea lucrărilor de exploatare, reprezentând un total de 110 hectare. Întreținerea pădurilor. Pentru anul 2022 nu avem cunoștință de lucrările de îngrijire, deoarece nu am primit nicio informare de la șeful de ocol. Prevenirea și stingerea incendiilor. S-a constatat că domnul Oltean Gabriel Simion nu s-a ocupat de constituirea și întreținerea pichetelor de incendii conform legii, chiar dacă au existat de-a lungul anilor și anul trecut și anul acesta sume prinse în buget pentru achiziția acestora. La această dată, noul șef de ocol a achiziționat cele necesare dotării pichetelor conform legii, ca să nu mai primim amenazări și să fim la regulă. Paza și protecția pădurii. Paza pădurii. Prin adresa 2610 din 17-a 6-a, responsabilul paze și protecție domnului Jean Claudiu a sezizat că s-au semnalat încălcări de limite și hotare în următoarele cantoane. Numărul 1, Petriche Aranioș, gestionar Oltean Crăciun Ioan. Cantonul numărul 2, Smida Sicău, gestionar Neagu Petrică. Numărul 3, Brateș, gestionar Crăciun Victor. Numărul 5, Hanu, gestionar Gheorghiță Adrian. Deci aceștia 4 au semnalat aceste încălcări, dar nu s-a dus la cunoștința nimănui. Prin adresa numărul 2602 din 17-a 6-a, responsabilul paze și protecție a sesizat că gestionarii de cantoane au semnalat că este necesară amplasarea camerelor de la vedere pentru prevenirea furtului de material lemnos în următoarele cantoane. La cantonul numărul 1, 7 camere. La cantonul 2, 3 camere. La cantonul 3, 3 camere. La 4, 2 camere. La 5, 4. Deci, în total, avem nevoie de 24 de camere. Noi am venit cu rectificarea bugetară la dumneavoastră, s-au aprobat, vor fi achiziționate. Prin adresa 286 din 25-a 1-a, responsabilul paze și protecție a prezentat centralizatorul inspecțiilor de fond pe cantoane efectuată în anul 2021. Noi până atunci nu am avut o știință de acest lucru. Așa avem total pagube 351.395 de lei, reprezentând echivalentul la 813 metri cubi de lemn, din care a fost justificat doar 50. Protecția pădurii. Prin adresa 2697-6, responsabilul pază a sezizat că gestionarii de cantoane au semnalat dobărături de vânt și atacuri de ipide în următoarele cantoane, după cum urmează. Numărul 1, circa 25 de fire care trebuie puse în valoare. Numărul 2, 860 de fire ce trebuie puse în valoare. Numărul 3, 1288 de fire ce trebuie puse în valoare. Numărul 4, 2750 de fire. Numărul 5, 2300 de fire. Numărul 6, 2300. Numărul 7, 1150. Numărul 8, 400 de fire. Total avem 11.065 de fire. Aproximativ 15.000 de metri cubi ce trebuie puși în valoare. Exploatarea masei lemnoase. Situația întocmirii APV-urilor pe an. În anul 2018 au fost întocmite 28 de APV-uri, în anul 2019 60 de APV-uri, în anul 2020 132 de APV-uri, în anul 2021 50 de APV-uri, iar în anul 2022 avem 20 de APV-uri. Domnul Cosma Nicolae a prezentat situația aplicării amenajamentelor silvice la data de 31.12.2021, întocmită de domnul Oltean Gabriel Simion, care a fost postată de dumnealui pe contul de Facebook, dar aceasta nu corespunde cu realitatea. La relații umane. Am consultat angajații. În perioada 15-a 6-a, 16-a 6-a, CAO-ul a procedat la intervievat angajații în vederea identificării problemelor cu care se confruntă. Am stat de vorbă
cu aproximativ fiecare în parte. Din discuțiile cu acestea au identificat următoarele probleme. Nu toți angajații au primit salariile conform statului de personal aprobat prin HCL-ul din data de 1-3. Nu au echipament de serviciu. Ultima dată li s-a acordat echipament în anul 2020. Nu au telefoane de serviciu. Nu au acces la camerele de luat vedere montate în cantoanele pe care le păzesc. Nu sunt dotate pichete pentru incendii. Nu au panouri de avertizare. Nu sunt suficiente borne. Nu sunt garduri la pepiniere, drumurile necesită reparații și nu sunt suficiente camere de luat vedere. Salarizarea. CEAUL a analizat situația salarizării și a constatat că HCL-ul numărul 20 din 28-a nu a fost pus în aplicare. Aici nu este cazul să dăm la fiecare, le găsiți dumneavoastră. Noul șef de ocol, după obținerea avizului de la minister, a încheiat acte adiționale la contractele individuale de muncă, astfel încât HCL-ul 20 din 2022 a fost pus în aplicare. Contabilitate. Situația documentelor financiare contabile. V-am precizat că ele sunt întocmite. Cine dorește le poate vizualiza. Deci noi, din 2020 până când ni se va termina mandatul, ne vom ocupa să existe contabilitate. Eventual o să o și scanăm ca să nu ne trezim peste an că a dispărut sau nu s-a făcut. BPC-ul... Aici am o întrebare. Contabilitatea aia care trebuia să fie recuperată, cu ăla refăcută. Cum stăm? Care e situația? Cât mai avem de făcut? S-a refăcut 2018. Da. Ce-am predat noi dosarele. Da. 2019 până la luna a 6-a, din ce ne-a comunicat firma care se ocupă și mai așteaptă niște acte de la, tot de la ocol. Dacă mai găsim. Deci ar mai fi de la 06 din iunie până încă la 2026. Încă 6 lipsește și restul suntem în regulă, nu? Da. Atunci din 2020 când a intrat Consiliul de Administrație. Nu, la din 2020 există documente, există dosare. Încet, încet să punem la punct și eu. Da. Bugetul pentru anul 2022. Din situația prezentată de salariați și din actele CEA se constată că este necesară rectificarea bugetului pe anul 2022, motiv pentru care am și propus rectificare bugetară. La diverse, domnul Altean Gabriel Simion a înaintat plângere penală prealabilă la hotărârea CEA de revocare și ulterior a contestat-o pe aceasta la tribunalul Harghita. Aici o să le găsiți, să avem contul de profit și pierdere, avem toate adresele care le-am menționat, e-mail-ul, precum l-am înștiințat pe domnul Moltean Gabriel Simion, să vină să facă predarea primirea documentelor, avem raportul anual al Comisiei de Nominalizare și Remunerare, deci Consiliul de Administrație a primit doar remunerarea care este trecută în contractul de mandat, nimic altceva. Avem balanța de verificare la 30 iunie, o să trimitem și o listă cu clienți furnizori ca să existe și la dumneavoastră. Aici avem comunicatele, dar acestea v-au fost trimise și au fost puse. Domnul consilier, dacă aveați întrebări către domnul doamna președinte a CEAUL-ului, puteți să trimiți. Totodată v-am transmis și raportul final primit cercetarea disciplinară. El are 94 de pagini. Cât și decizia și hotărârea numărul 11, care deja probabil ați văzut și publicată pe Facebook. Dacă mai aveți întrebări... Da, întrebări, dacă cineva... Cât a costat firma care s-a ocupat de domnul șef de ocol? Deocamdată nu a costat nimic. Deocamdată nu s-a plătit nimic. Dar la firmă. Nu știm, vom vedea la timpul respectiv, când o să fie. Păi nu ați, când ați contractat-o, nu este o sumă care... O să vă aducem la cunoștință și pe asta. Dacă vă uitați bine în buget, este prins o sumă pentru așa la ceva. Juridic era prins o sumă acolo ca... Cum am zis, mai ai bancuritate. Da. Eu mai am din 2000 la parte. Mai avem nu, am terminat încă cu dumnealui, abia la final o să vedem și o să oricum o să vă aducem la cunoștință. Dar camerele montate în fondurile forestiere sau la ieșirile, dacă nu au voie pădurarii ca să n-au acces, n-au acces, cine are? Are șeful de ocol și acum dacă li s-a luat telefon de serviciu deoarece
acordau avizul de pe telefonul lor de serviciu, o să propunem fiecare să aibă acces doar în pătrățica lui. Adică deci să aibă pe telefon și mi se pare normal să aibă... Da, dacă, are, dacă este semnal, atunci poate să trimită și pe telefonul mobil de moment ce s-a primit. Da, dar ele oricum sunt salvate toate și de. Merg în continuare pe serverul de la Ocol. Bugetul avem aici? Sau nu avem? Nu, nu am la mine bugetul. Da, mai am o întrebare. Dacă se va demara procedura de scoatere al materialului agnos, cel puțin de lemn de foc, că asta e principalul, am înțeles că se va duce direct în depozitul de la Ghimeș? Deci, din punctele unde nu sunt platforme, forme, unde nu se poate nu pot să sortezi, doar din punctele alea, unde este loc ca să îți faci treaba, de exemplu, acolo... la Rachitiș e loc. Acolo se poate. Adică, de la Rachitiș nu este așa, Târhăuș iară... La Gherenduș nu e loc, că acolo intră mutne. Deci, acolo nu e loc. La Târhăușa este. Unde nu este loc, de acolo se cade în depozit de respectiv. Unde este loc, atunci se sortează la fața locului. Da, mai era o problemă și cu zona asta de sortare, ca să fie stabilită ușor, ușor, deci să se stabilească. De exemplu, cum e la Rechitiș, se știe... Rămâne acolo, fără doar și poate. La Târhăuș, Gherendușul, că e acolo, deci acolo e cea mai mare zonă unde se scoate, să îi scoate. Cel mai mult. Da. Acolo n-ai cum să, mai ales când două, trei firme bagă în același loc, e imposibil să... Și de aia se taie în două sau depinde cum cere situația și o ai dus în depozit. Și de acolo, da, într-adevăr e un cost în plus, dar nu mai trebuie să rezolva altfel. Asta am vrut să zic. Da, e un cost. Cine face transportul? Face primăria? E imposibil de ce putem să facem și noi, dar o să fie contractat și pe tema aia cu prestări, că n-avem. Este o cantitate fix, să ne încadrăm cât la cât mai puțin. Este o cantitate de... foarte mare de lemn pe care am auzit-o și noi, o să fie. Și trebuie cumva să scoatem afară asta. Trebuia să scoasă, să fie scoasă deja, adică de anul trecut. Da. Dar din păcate, aici nu vreau să intervin, adică asupra Ocolului nici de gând, nu vreau să mă bag, nici nu m-am băgat, dar ar trebui să înțeleagă toată lumea, inclusiv firmele de exploatare de aici, că putem să contractăm și 10.000. Dar termenul de exploatare e 6 luni de zile. Să scoată afară toată lumea lemnul contractat și ce a făcut contract să fie scos odată. Corect. Că așa nu putem să mergem. Până când mergem? Noi întotdeauna numai lemn rău o să avem. Plus, de anul trecut, de când nu a fost scos lemnul, n-a fost vândut când era, cred că... Cum a zis domnul Simion, nu am făcut o afacere de 1 milion de euro, am pierdut 1 milion de euro ca UAT, minim. Și acum ne uităm din ce să facem, de exemplu, drumul de la Bolovăniș. Nu avem destui bani, din surse proprii trebuie să facem. Când era timpul și când era lemnul la prețul maxim, istoric, atunci a trebuit să fie vândut și să nu tragem de timp. Acum, într-un an de zile s-a mai depreciat lemnul, și am pierdut, cred că, minim 1 milion de euro ca UAT. Nu știu la urma urmei cine o să plătească diferența asta. Că noi putem să stăm aici și ne uităm, că păi asta e, asta s-a întâmplat. Dar, domnilor, vorbim nu de 100.000 de euro, vorbim de milioane de euro aici. Corect. Care am avut paguba, a avut, nu eu, UAT-ul, proprietarul. Plus, zilnic, avem pagube, că avem insectele, avem uscăturile, lipidele și așa mai departe. Care din cauza că de 2 ani sau de 3 ani, 2 ani și ceva, aproape de 3 ani, nu am fost în stare să scoatem 100.000 de metri cubi de lemn. Din păcate, asta e... Un an jumate, 2 ani s-au scos cea mai mare cantitate. Un an jumate, că anul trecut s-au mai scos la începutul anului. Adică nu, da, dar ăsta ne-am uitat și m-am ascultat la raport că marcările masive au fost făcute de vechea conducere. Câte parte? În 2020, 132 de APB-uri au fost constituite. Dar știți, și în 2021? 50.
Păi, știți foarte bine, pe doar când s-a fost predat la bol, atunci era, da. Am zis clar, da. Marcăturile au fost făcute. Da. Da. Asta e. Da, dar nu s-au organizat licitații, dumnealui n-a vrut să colaboreze, nu a știut nimeni ce și cum se întâmplă și tot așa. Un singur om a considerat că va putea face față la toate. Și da. Știe pe toate. Dacă mai aveți întrebări, domnul consilier. Nu, dar pe eu o să analizez, dacă o să pun. Da, ok. Domnul consilier, dumneavoastră, Suciu. La diverse, dar nu oameni. Deci da. O să am deci, doar, da, astea. Am înțeles. Aici, dacă mai aveți. Doamne, da. Mulțumim frumos pentru științare și... Mulțumim. Atunci trecem la diverse. Da. Din momentul ăsta și începem cu domnul consilier Suciu. Mulțumesc. Primul se propun toaletarea arborilor a căror rame se întind peste drum. Acum mă refer la drumurile comunale și sătești. Și pe drumul comunal 141, în zona neasfaltată, au reapărut gropile, bolovane și ar trebui să facem un pic de balast. Da. În momentul de față, de azi, ne-am apucat pe Petriceni să rezolvăm cumva problema drumului, că acolo știm foarte bine că nu poate să urce nici mașina de gunoi, nici pompieri, adică în afară de mașina mică, nimic. Dar și era și în curba aia de vizibilitate din cauza... Din cauza... Pietreșului, da. Da, materialul. No, dar de azi am reușit să terminăm cu celelalte... proiecte și de asta ne-am apucat. Bineînțeles că trebuie să vorbim cu oameni și acum avem ocazia să-i mulțumim, care o să dea gardul mai... o să ne dea un pic de teren. Sunt multe lucruri unde... Acopația, mulțumim frumos pentru cetățenii care au înțeles că... Și acum deocamdată ne ocupăm de Petriceni ca să rezolvăm, deci că drumul să fie ok. Iar după asta... O să încercăm să rezolvăm și problema adusă de dumneavoastră. Mulțumesc. Domnul Hăneal. Da. Aici la... aveam și eu drumul Volovăniș. Să știți că mai avem o problemă la drumul Târgăuș, tot așa în continuare a asfaltului. Da. Deci trebuie ținut în evidență că au început ploile, dar tot așa persistă drumul destul de... e destul de rău și trebuie da. Interveni la el. E rău, într-adevăr. Trebuie... V-am spus da. Asesizări da. Spuse okay. din zona respectivă. Da. Așa. Vreau să vă întreb, utilajul care a fost achiziționat, pe unde lucrează? Excavatorul mare. Da. Nu, pe unde lucrează, că în principiu a fost vorba ca să intervină pe zonele care nu poate face față buldo-excavatorul care l-are mai mult da, în centru. Exact. Exact. Și pe unde, prin ce zone păi, lucrează? În momentan, acum dacă am început Petricheniu, o să fie pus acolo și în general când am avut nevoie de petriș, cu ăla s-a încărcat, cu celălalt s-a nivelat. Da? Și sperăm că de pe 5 dacă începe cu pădurea, atunci automat se bagă la sortare. Deci punct fix, o venit griferul, se montează și ăla de acolo nu prea o să fie mișcat atâta timp cât o să avem ce sorta. Am înțeles. Să dea domnul să cred că principal acum ideea a fost pentru a sorta, pentru a ajuta la sortare. Bă, era dubla... Da, dubla funcționare, dubla da. Funcționare. Și acum am încercat în mai multe părți să învețe domnul care o să lucreze pe ea, pentru că vă dați seama, e un instrument cu care nu s-a lucrat. Nu a lucrat niciunul dintre angajați. Angajatul care o să lucreze a încercat în mai multe locuri, mai ușoare, măcar pentru că și cu deplasarea e o problemă, că brațul fiind un excavator destul de mare, aproape că atinge firele și de pe DN, și tot așa, lucrări ușoare, nici pe acolo, ca să se obișnuiască. Da, care era o chestie de o propunere, bineînțeles, deci treaba cu sortarea lemnului și pe urmă să găsim soluții împreună cu toți colegii, dacă e, deci să stabilim zone de drum sau de parai care ar trebui
un pic reparate, de exemplu, tu așa, să mute, să ducă într-o zonă din aia și să fie, să stea mai mult perioadă de timp, să rezolve problemele în zona aia. Bineînțeles, poate cu completări, că mai trebuie reparat cu balastul, cu pilajele care e. Dar, na, dacă s-o luat... Da, asta e o idee bună, ca, de exemplu, o ședință să propunem, uite, săptămâna asta merge, facem sectorul ăsta de drum, săptămâna cealaltă, așa, bineînțeles, dacă nu mai intervin alte lucruri. Și decidem comun, atunci o să fie ok pentru toată lumea. Da. Și sunt câteva puncte unde trebuie și... Sunt multe puncte, acest... da. Na, așa le avem, asta din cauza asta s-o și făcut. Da. Cu drumul, cu consolidarea drumului Bolovăniș, am înțeles cum v-ați apucat și am văzut cum v-ați apucat și foarte bine. La tronsoanele de consolidare, acum când deci v-ați apucat de acolo de unde începe... De la deal, da. Îi continuare sau aveți întreruperi? Nici nu mai știu. Avem întreruperi, că n-am multe. Aveți. Consolidarea acolo, în prima etapă, acolo se face unde era prea îngust sau unde era, de exemplu, în gura Oloșului și în sus și în jos, acolo e în continuare. Dar unde nu necesita, n-am avut de unde să băgăm mai mult, că și așa știm foarte bine că o să facem din fonduri proprii. Încă nu știm exact de unde o să scoatem atâția bani, dar o să facem progrese și o să facem cu a să putem să plătim. Dar dacă băgam în continuă aia 4 km, am înțeles. Nu aveam de unde să achităm pur și simplu. Ce vreau să vă propun în zona, că acolo e vorba de zona unde sunt eu, la gabioanele de la podul Holoș. Mă, deja au câțiva ani de când s-a făcut, dar știm foarte bine că gabioanele la un moment dat au și o înălțime, sunt 4 plase puse una peste alta. La înălțimea asta, la un moment dat, încep să cedeze. Am zis așa, e o propunere, dacă se va ajunge acolo să fie doar îmbrăcate, cum sunt îmbrăcate restul gabionelor care se lucrează acum, cum vedem, da, că lucrează domnul la perone. Deci ar fi o idee foarte bună pentru ca să prevenim o ulterioară degradare la ceea ce există. Deci ar fi o investiție mai mică acum, da. Și dacă tot se continuă, pentru că la un moment dat, dacă se duc gabioane, vii, că sunt vreo 20 de metri, 10-15 metri de gabion, în amonte și în aval. Dacă se vine și se îmbracă cu un pic de ciment, atunci să aveți și ceea ce lucrezi acum, că dacă nu, pot apărea probleme. Da, e o propunere și... Propunerea e bună, să identificăm fonduri cumva. Nu, considerăm și noi la fel. Singura problemă știți care e. Deci v-am spus ce am identificat, pentru că deja gabioanele au început să... Deci din cauza iernilor, îngheț-dezgheț... Bineînțeles că fierul se duce, dacă nu sunt îmbrăcat. Și la un moment dat solul lucrează. Da. Deci cam asta e la un moment dat de la mine, dacă... Bine, mulțumim. Nu mulțumim. Nu. Dumneavoastră? N-am nimic. Mulțumim pentru prezență. Vă dorim o zi frumoasă. Am încheiat ședința.